și îl salut pe Mihail Neamțu, proaspăt candidat, dar deja vechi președinte al noului partid, Noua Republică. Bună seara! Noua Republică, da. Bună seara! Cum e bilanțul după un an de făcut politică? E ușor să faci politică în România? Nu, foarte, foarte greu, aș zice, dar aș spune reconfortant pe alocuri și motivant întotdeauna. Dacă înțelegi că politica nu este un exercițiu în care să bifezi un succes în primele 6 luni. Mă și gândeam că merită să trag și o linie și să pun chiar pe hârtie la plus și la minus niște realizări sau niște, evident, eșecuri. În primul rând, cred că e vorba de foarte multă putere de muncă, e vorba de nevoia de concentrare, e vorba de rezistența fizică. Foarte puțină lume vorbește despre importanța implicării în sens fizic în exercițiul de convingere a cetățenilor. Nu poți doar de la... Foarte puțin o fac, acum mai să fim serioși. Nu văd eu foarte mulți politicieni să bată țara... să se întâlnească, să meargă în emisiuni decât o dată la 4 ani, atunci repede, 3 luni, o lună. Sigur că nu poți să ceri unui politician de la o anumită vârstă mai ales să fie un globetrotter, dar trebuie să admitem că există un deficit democratic, există o despărțire a elitei politice de cele mai multe ori față de cetățeanul de rând. De aici și lipsa de priză la realitățile imediate. Faptul că oamenii, chiar dacă sunt întrebați care e prețul unui iaurt sau unui lapte bătut în aprozar, nu știu să-ți dea un răspuns corect. Dar vreau să revin. Deci cea mai importantă, cred că, virtute a omului politic, așa cum le descoper eu pe aceste virtuți necesare și absente uneori în registrul meu personal, sunt, deci, cele mai importante virtuți sunt rezistența fizică, motivarea permanentă pentru un proiect de durată, nu pe ceva care ține de mâine, poimine, următoarele alegeri, ci a oamenilor și a echipei. A ta, în primul rând, a ta personală și apoi a echipei și apoi a oamenilor. Și nu în ultimul rând este vorba de curajul de a rămâne fidel sau loial primelor tale principii. Pentru că sigur că la un moment dat devii un produs interesant, oamenii vor să îți adoarmă simțurile, să-ți ofere poate niște culoare mai ușor de parcurs și de multe ori în noua viață care ți este oferită, nu vorbesc de a mea pentru că nu e cazul, dar văd, mă uit în jur și constat, nu? Asemenea întâmplări, în noua ipostază te trezești mult mai puțin atent la principiile intens invocate, cum ar fi dreptate, adevăr, anticorupție, antirisipă. Ești mult mai conciliant, ești mult mai concesiv și asta este, cred că, o problemă, un lucru care nu te ajută, pentru că oamenii sunt foarte atenți la primele tale declarații, le urmăresc, ți le întorc înapoi. Trebuie apoi iarăși să se spune că în primul an trebuie să înveți cum să vorbești, pentru ca toată viața apoi să înveți cum să taci. Eu, unul de pildă, știu că am gura mare și trebuie să învăț și când să tac. Vremea este să vorbești, vremea este să taci, ar zice Ecleziastul, iar uneori din greșelile acestea de comunicare pripită, rapidă, temperamentală, intempestivă, trebuie să înveți rapid și eu, de pildă, pot să identific niște, poate, erori punctuale. Ce mai trebuie să faci este să nu jignești niciodată ziariștii, trebuie să ai foarte multă înțelegere pentru un element important care ține de chimia personală, deci oamenii până la urmă îți dau încredere atunci când te-au întâlnit în carne și oase, niciodată ei nu transferă încrederea așa la modul generic. Colegii mei, de pildă, care sunt încă unii dintre ei în faza aceasta romantică, firește, e necesar să fie așa și e bine că sunt așa, nu înțeleg că un contact nemijlocit cu aliații este absolut esențial pentru a-ți asigura credibilitatea și a sta de vorbă cu aliații, măcar din 4 ani, este esențial atunci când vrei să câștigi nu doar o bătălie, ci un război. Ideea aceasta naivă că poți construi ceva independent, complet izolat de ceilalți, nu cred că ține. În politica europeană, și aș spune în politica democratică de oriunde în lume, alianțele sunt absolut esențiale. Nu avem sistemul bipolar american, deci nu avem 2 mari partide care să înglobeze totul, slavă Domnului. Și atunci, din asta trebuie să înveți câte ceva.
mai e un lucru pe care l-am observat. Limitele pe care le are internetul. Am mai discutat asta la Nașu. România nu este încă o țară pregătită să declanșeze revoluții online, revoluții digitale. No. De la simplu like pe Facebook până la coborârea în stradă, discuția cu omul care trebuie să ducă fursecuri la următoarea întâlnire sau care trebuie să pregătească un pliant pentru ca cetățenii să aibă ce să afle despre tine. Deci discuția, trecerea aceasta de la activismul online la viața reală, mai ales pentru tânăra generație, este o mare provocare. De la tastatură la bătătură e mare. Exact. Eu spun că eroismul acesta de tastatură este unul fictiv și cred că trebuie rapid înlocuit cu o prezență mult mai modestă, mult mai puțin eroică, mult mai puțin vocală, dar printre oameni. În sfârșit aș mai adăuga un element. E nevoie în politică de o bună pregătire intelectuală și să-mi fie iertat că insist pe acest aspect. Până la urmă, noi trăim într-o lume care e definită prin complexitate. Asta e atributul fundamental al secolului 21. Lumea globalizării înseamnă o lume extraordinar de complexă, deși sună altruism, e de fapt un adevăr care trebuie aprofundat. Sistemele economice, sociale, politice, se întrepătrund, iertați-mă, sunt puțin obosit, și atunci, omul politic e mereu la intersecția. Între lumi care nu stau de vorbă. Care nu stau de vorbă una cu cealaltă. Este omul politic adevărat, este un om care e capabil să facă punți, care stă de vorbă cu episcopul, cu vlădica, dar și cu Opinca, care stă de vorbă cu cercetătorul în fizica atomică de la Măgurele, dar și cu specialistul în panificație, cu omul care vinde covrigi pe stradă, dar și cu proaspătul laureat de la Harvard care îți vorbește despre biologia moleculară și despre nevoia de finanțare a inovației. Deci o tehnică de comunicare aproape perfectă. Da, exact. Această postură a politicianului care ascultă griji, solicitări, plângeri, apeluri din partea unor sfere sociale foarte diferite, solicită o extraordinară atenție din partea ta față de cel din jur. Nu în ultimul rând, pe lângă capacitatea intelectuală, aș spune că e nevoie de foarte multă empatie. E nevoie de capacitatea asta de a burni din tine toate resorturile, de a stârni în tine toate resorturile de compasiune, de participare la viața celuilalt. Să simtă cel de lângă tine că ai traversat oceanul pentru a te întâlni exact cu el, cu acel om unic, irepetabil, care este Gheorghe Vasile din Cuca Măcăi și care are ție, acum poate pentru prima oară și ultima oară în viața lui, să-ți spună ceva imperativ și memorabil. Da, vreau să spun colegii, asta e de text de predat la politologie, da? De-aia îmi place Neamțul, că pun o întrebare și vorbește numai el. Nu mai dacă n-am schimbat deja. Nu, e foarte, dar am urmărit cu atenție, pentru că e o foarte bună analiză, o fișă a politicianului veritabil, autentic, care pornește la drum. E foarte bună. Am uitat să vorbim de bani. Și asta spune ceva. Cu asta trebuia început. Da. Am uitat să spun ceva, că trebuie să fii în stare să cer bani celor pe care nu i-ai cunoscut prea bine uneori, dar care par să-ți dea încrederea. Și asta este înjenitor pentru un om decent. Cum nu să cer bani pentru ca eu să exist pe piață? Răspunsul este da, pentru că nu te reprezinți pe tine, ci pentru că vrei să reprezinți sute de mii de oameni care n-au o voce. Câți oameni ar vrea să spună lucruri? La televizor, într-un context public. La politicien cred că merge mai greu. Uite, da, exact același răspuns la care m-am gândit niciodată, pot să-l dau eu. Da, eu am cerut bani oamenilor ca eu să exist cu această televiziune și colegii mei, dar au cumpărat oamenii acțiuni, dar noi chiar suntem o voce. Politicienii că mai au mult până mulți demonstra ani că până sunt a demonstrat că ei sunt o voce a acelor oameni. Eu am avut experiență extraordinară și cunoaștem câteva persoane, dar nu suntem autorizați să le dezvăluim identitatea, care au venit fie spre mediul jurnalistic, fie spre mediul politic cu bune intenții. Eu personal am fost surprins de oameni capabili să-ți dea un telefon și să spună, uite, eu simt că ai nevoie de un ajutor, simt că organizația ta trece printr-un moment dificil, simt că vrei să te extinzi, simt că rețeaua ta de 60 de filiale sau de 50 de filiale are nevoie de un balon de oxigen. Uite, hai să te ajut. Te ajut cu o mașină, hai să te ajut cu un calculator, hai să te ajut cu niște bani.
cum putem să facem să... Fără să ceară probabil. Fără să ceară nimic, niște... în schimb, sau alții chiar spunându-ți, am o perspectivă de durată. Cred că eu, de pildă, pot să fiu un om care investește în viitorul vostru 4 ani, 5 ani de acum. Unii, deci, care au înțeles, fiindcă și ei sunt oameni strategi, oameni de viziune, oameni, deci, sunt oameni care vin la tine și îți spun, vreau să investesc în 2013, 2014, 2015. Și lucrul ăsta te uimește, pentru că asta arată că există convergență, repet, în societatea românească acum există convergență între mediul jurnalistic, într-un mediu care ține de mass media, între mediul politic înnoitor și între mediul business care nu depinde de stat. Acolo încep să se creeze niște coalescențe, am folosit acest neologism special pentru a nu lua un vot în plus. Am înțeles. Asta am simțit-o și noi. Câți acționari avem, colegii? 200... spre 300. Da. De oameni care au făcut același lucru și vreți să vă dau o veste bună, vor fi, cred că, peste 1000 de acționari până în momentul în care vom vinde toate acțiunile, dar până la, cum am zis, 51%, ca să securizăm independența. Securizăm și financiar, dar și editorial televiziunea. Să trecem la știri însă. Astăzi s-a închis lista ARD. Nu cred. S-a închis lista PDL-ului în ARD. S-a închis, e adevărat, s-au închis toate listele, cu câteva excepții, cred că individuale, dar ele sunt probabil irelevante, cred că mai sunt câteva semne de întrebare la una, două, trei, cinci persoane. Dar în primul rând PDL-ul... Adică s-au acoperit colegile, nu? Și-a rezolvat astăzi, da, listele. A fost greu, până la urmă stai de vorbă cu un partener puternic, cine... nu se uită în sondaje, nu știe, dar PDL-ul și-a revenit totuși, după ce era prăbușit la 14%, la chiar 13%, dacă nu mă înșel, în iarna. Cred că și puțin mai jos. A depășit cifra de 20%. Are ambiții și, până la urmă, nu poți să interzici unui partid care a fost un partid de guvernământ atâția ani să-și dorească să revină în forță. În același timp, PDL-ul a înțeles nevoia unui parteneriat cu formațiuni mai mici. Forța Civică, PNCCD-ul și Noua Republică. Noua Republică are cel puțin... mă gândeam la Albă ca Zăpada și mă gândeam că sunt câți pitici acolo în poveste? 10 pitici, nu? 7. 7. Noi avem dublu, ca să spun așa. Dar într-o lume mai bună ne-am fi dorit mai mult. Într-o lume mai bună am fi dorit să existe poate mai multă receptivitate. Vom demonstra cu cei care sunt acceptați pe listele ARD că oamenii care vor intra în Parlament vor avea două fundamentale atribute. Primul, profesionalismul. Adică avea o meserie este atât de important pentru oamenii politici care de multe ori în Parlament nu au o meserie. Și al doilea lucru este integritatea. Eu cred că PDL-ul a înțeles după ce a suferit trauma din primăvară, a traseismului acesta în masă, că până la urmă este mai bine să ai niște parteneri, cum ar fi cei de la Noua Republică. Exigenți, uneori cam critici. Domnul Traian Ungureanu a spus dreapta nărăvașă. Da, accept acest compliment. Da, dreapta nărăvașă, dreapta care spune din când în când ce e bine și ce e rău. Își permite această aroganță de a spune că cineva ar face bine să facă un pas înapoi, chiar dacă nu i-a auzit. Dar e mai bine să ai un partener exigent, uneori drastic în exprimare, însă fundamental loial principiilor de dreapta, decât să ai niște oameni de umplutură, cum erau cei de la UNEPR, să-mi fie iertat, care astăzi erau la dreapta, mâine erau la stânga, tot timpul mai pe centru și care până la urmă te trădează cu prima ocazie. E mult mai important, cred, să construiești la dreapta în zona fundamentată doctrinar, corect evaluată sub raportul resursei umane, decât să arunci cu banii și cu promisiunile în zona gri a UNEPR-ului sau altor partide. Noua Republică a primit câte... Nu pot să trag o linie, suntem încă în negocieri între 13 și 14 mandate. Eu personal, la Arad, așa cum am spus, mi se pare normal, mi se pare natural să candidez în orașul meu, în orașul în care am crescut, în orașul în care am avut primele experiențe politice. În Arad l-am întâlnit pe... Ioan Alexandru, care era senator PNCCD, în Arad am intrat prima oară în politică, am fost membru al PNCCD, al organizației de elevi, în Arad l-am întâlnit pe Ion Rațiu, în Arad am întâlnit alte personalități, precum Gabriel Țepea sau Corneliu Coposu, dacă nu mă înșel, a trecut și el prin Arad.
Din Arad am plecat spre București pentru a participa la primele congrese ale PNCCD-ului atunci. Și pe ce? Pe Camera Deputaților? Da. Da. Despre Mihai Răzvan Ungureanu am citit că va fi tot în Arad. Însă la Senat. La Senat. S-ar putea să facem un tandem. Uh-huh. Eu cred că e o mare șansă pentru noi. Doi, să ne demonstrăm înțelepciunea în primul rând și să arătăm arădenilor că dreapta are ceva de oferit în termenii noutății și în termenii integrității. Asta e o cel mai spectaculos tandem. Eu sper să nu dezamăgim și cred încă o dată că e corect raportul. Domnul Ungureanu a fost premier, a fost ministru de externe, a fost director SIE, acum candidat la funcție de senator. Eu, debutant în politică, fost doctorand și probabil sper viitor deputat. Deja mă clasicizez. Da, nu știu, sunt, cum spunea Lăzăroiu mai devreme, și eu și el, în viețile noastre lungi și paralele, publice, pe mulți am ajutat, sprijinit și el și eu am avut aceeași chestie, l-am dat spre mine în cap, aoleu, mamă, pe cine, nu? Dar eu parcă în valul ăsta mi-ați plăcut foarte mult, Neamțu, Papa Hagi, Tru, Sever Voinescu, Preda. Sigur, iau alte Sever experiențe. Voinescu, trebuie să spun, o mare pierdere, o spun cu toată sinceritatea, îl prețuiesc foarte mult pe Sever în calitate de ziarist, jurnalist, la eseist, de fapt, la Dilema. Am aflat astăzi că nu mai candidează. Mi se pare o mare pierdere. Atenție, în politică, uneori, nu faptul că nu mai candidezi la un post înseamnă ceva. Eu pe Sever Voinescu îl văd oricând ministru. Oricând. Deci, există probabil o strategie la nivelul fiecărui partid de a păstra niște oameni, că nu poți să iei pe toți. Deci asta e o variantă. Sigur că a doua variantă poate să fie, nu s-a calificat. Nu. Cred că, da, orice om își reinventează la un moment dat destinul. Cred că domnul Sever Voinescu e preocupat acum de o carieră personală și în primul rând, cred că, din câte am aflat, se gândește la a scrie niște lucruri, a se dedica mai mult doctrinei, a reveni de la viața activă la o viață mai... Nu știu, e vrăjeala asta. Omul care a făcut politică, de exemplu, Sever Voinescu, îl văd clar într-un guvern și îl văd... Are câteva portofolii pe care ar putea să le... Începând ocupe. Cu Ministerul Culturii. Exact. Da, mie mi-a plăcut generația asta așa de nărăvași. Și mai sunt încă câteva figuri care nu spun mare lucru. Dar dacă spui, ca să dau din lista Noi Republici, dacă mi-este permis, dacă spui un Valeriu Todirașcu, spui un tânăr antreprenor, 42 de ani, care a venit cu 10 dolari în buzunar și a făcut cea mai importantă firmă de laborator de analize medicale din România. Dacă spui Ștefan Vlaston, spui un senior care se bate de 5 ani de zile cu Ecaterina Andronescu și încearcă să explice unei doamne ministru de la USL că ierarhiile contează, respectul pentru meritul individual e fundamental în educație. Dacă spui apoi Augustin Ofițeru, spui un doctor în biologie, un om priceput la această, repet, întâlnire între știință și business și capital. Dacă spui mai departe Nicolae Popa, pe care l-ați avut aici, spui iarăși un tânăr antreprenor, poate nu atât de tânăr precum alții, dar 45 de ani. O prezență, eu l-am întrebat, dom'le, dar ai mai fost până emisiuni, că a fost o prezență foarte plăcută și vie. Da. Toți acești oameni care, până la urmă, și-au dedicat prima parte a vieții business-ului, unei afaceri sau meseriei lor, și care abia în a doua parte a vieții se gândesc să întoarcă ceva societății. Au primit de la societatea românească oportunități, șanse, au învățat într-un liceu bun, au avut niște dascăli, au avut niște părinți, au avut o familie, au întâlnit niște maestri spirituale, au întâlnit niște oameni de cultură, au citit niște cărți. Toate astea i-au îmbogățit. Și îi spun, deci să dau ceva înapoi. Asta e sloganul, da? Partidului. Expertiză profesională. Profesionalism și integritate. Bun. Îi vedem, îi urmărim. Vă rog să verificați și să-mi spuneți dacă se abate. Ce ne costă? Doar viitorul, banii noștri, viața de multe ori. Că așa am la noi țeapă cu foarte mulți în clasa politică. Eu sper însă ca de data asta, unde avem și educație și integritate, să
fie ok, pentru că la tânărul guvern Ponta, cel mai cinstit din lume și de toate așa, nu avem nici integritate, nici profesionalism. Nici profesionalism. Da. Bun. Nici măcar la ICR nu avem profesionalism. Cum? Nici măcar la Institutul Cultural Român nu părem să avem profesionalism. Dar avem o chestie senzațională. Ia, aveți știrea? Da? Românul, frate cu caloriferul. Ia să vedem. Toate institutele au fost concentrate pe film, ceea ce nu e rău, pe arte plastice, pe muzică, în cazul în care au fost făcute bine, este în regulă, apoi pe tot felul de întâlniri, institutele trebuie urgent să revadă conceptul de cultură care operează. Deci trebuie să venim la un concept natural de cultură. Incluzând, desigur, filmul. Filmul e. România a făcut pași mari cu filmul, e foarte clar. Muzica, artele plastice, fără dubii, literatura, dar trebuie să lărgim, să facem loc și științelor și tehnologiei, de ce nu? În definitiv, România e și un sediu și o țară care a inovat tehnologic. Dau un exemplu, clujenii cred că sunt deja săturați de exemplul meu. Caloriferul e o invenție transilvană. Cât știu de asta? Calculul zborurilor cosmice, inventarea biospeologiei. Sunt și alte lucruri care trebuie etalate. Etalarea caloriferului rece din anii comunismului mi se pare prima datorie față de domnul Marga, care în anii aceia a învățat limbajul de lemn pe care îl etalează atât de bine astăzi. Domnul Marga mi-a fost profesor, l-am respectat o vreme pentru că îmi părea decis să orienteze România cu adevărat spre vest și spre criteriile foarte exigente ale universităților occidentale pe care și domnia sa și eu le-am descoperit. Unii mai târziu, alții mai devreme. Domnia sa însă, în același timp, trebuie să spunem, în anii 80, când vorbeam de caloriferele reci ale blocurilor noastre imunde, în acea perioadă scria texte de propagandă. Scria în anii 74-75 texte despre marxism-leninism. Și am senzația că această chestiune cu tehnico-științific e o chestiune aproape împrumutată din limbajul epocii, din scânteia, fie a tineretului, fie a Comitetului Central. Cred că domnul Marga nu este un om lipsit de o anumită pregătire intelectuală și filozofică chiar. Dar cred că este întotdeauna într-o cursă de recuperare a ceea ce nu-i aparține niciodată. De pildă, a fost ministru de externe. Nu era o vocație care să-i aparțină. Chestiunea asta cu diplomația nu-i vine în fire, nu este în CV-ul domniei sale. Acum, mai nou, se ocupă de Institutul Cultural Român. Eu nu înțeleg cum poți să accepti niște funcții fără să ai... Adică el, din discursul ăsta, se vede că intervine pe o zonă, zice, domnule, sigur, filmul... Păi, domnul Marga, cer scuze, sunt... Morarul de la Nașu. Filmul românesc face de multe ori cât 1000 de ambasadori pe care noi avem. Deci filmul românesc produs în România, premiat în străinătate, face, așa cum o echipă olimpică sau o campioană olimpică, face mai mult decât 100 de guverne. Nu înțelege nimic. Deci din discursul ăsta se zicea că el vine cu caloriferul. Ce să faci cu caloriferul? Încă o dată, domnul Marga are un complex de inferioritate față de Horia Roman Patapievici. El vrea să arate că este cel puțin la fel de bine conectat la Europa, la problemele globale, chiar nu-i așa, ca și Horia Roman Patapievici. Problema este următoarea. Domnul Patapievici, care a fost tradus în limbi de circulație prin operele sale, mai ales cele de filozofie medievală, mă refer la cartea despre Dante sau cartea despre omul recent, domnul Patapievici a fost președintele acestei rețele a instituțiilor culturale europene, între care se numără modesta instituție numită Goethe Institut sau Cervantes, sau Institutul Cervantes sau alte asemenea instituții, pe când domnul Marga este neofit, este la început, deși are o vârstă respectabilă în acest domeniu. E primul element, complexul de inferioritate față de Horia. Primul element de calorifer, să zicem, da? prima linie. După care vine acel alt aspect care ține de lipsa de conectare la piața globală a culturii. Ce înseamnă asta? Domnul Marga nu știe că acum institutele culturale în toată lumea nu pot să nege piața liberă. Da? Faptul că un produs, cum ați spus foarte bine, cum poate fi de pildă un film, trece sau nu trece. Gustul sau, mă rog, opțiunile milioanelor de consumatori de cultură nu pot fi dictate printr-un ocaz, printr-o directivă a Institutului Cultural Român de la București.
Și domnia sa, n-ați dat aceste pasaje, are mult mai largi considerații pe tema, pe tema asta, ce trebuie să devină ICR-ul. Și toate argumentele domniei sale merg în direcția cântării României. Domnul Marga ne spune că până la urmă ICR-ul trebuie să sesizeze orice abatere a diferitelor gazete, a diferitelor ziariști, a diferitelor comentatori din Occident, de la o viziune luminoasă asupra României, că trebuie să sesizeze diferite redacții, că trebuie să dea dreptul la replică. Eu cred o viziune că deja, complet alterată. Deja, discursul ăsta e prea sus. Domnul Marga, cum spunem noi, îl copiază pe domnul, cum îl cheamă ăsta, Antonescu, imediat uite. Crin Antonescu. Acceptând sau băgându-se la funcții unde n-au stofă. Deci domnul Antonescu de-aia se prăbușește, că o să ajungă la 15% imediat, pentru că el nu are stofă de președinte. Domnul Marga este un gafer. Domnul Marga nu are stofă să fie diplomat, nici ministru de externe, nici șef la ICR. Nu, ar fi avut la ICR, eu încă o dată îi dau această șansă. Din discursul ăsta îți dai seama că nu are. Dar el are, repet, un complex revoluționar al rupturii de ce a făcut antecesorul său. Adică, dacă tu spuneai domnul Patapievici a făcut multe lucruri bune, de pildă, l-a lansat pe Cristi Mungiu, a pus foarte mulți, a pus foarte mulți artiști români pe scenele din lume și să nu uităm extraordinara performanță a violoniști. Altfel cultura română. Păi noi până atunci ce făceam până la Patapievici? Adică până la Buzura. Folcloriste, deci Buzura. Dar care și el a avut perioadele, dar noi mergeam afară cu folcloriste, Mititei și cu Dracula. Ori Patapievici, în discreție totală, că nu l-am văzut toată ziua fluierând pe la talk show-uri, într-o discreție totală, a dus cultura românească de toate culorile politice, modernizând în același timp acest export cultural. Bravo! Adică asta vreau eu de la și l-a avut și pe Grigore Leșe și grupul Psaltic Stavropoleos, dar a avut și faimoasa expoziție cu Poneiu Rozaliu. Deci a avut artă postmodernă, care reprezintă un culoar, să spunem, de expresie artistică, dar a avut și artă tradițională, fără să facă caz de asta. Fără să pretindă că el este marele dispecer care distribuie pe scena lumii. Cine știa? 90% dintre români nu știau cine e șef la ICR sau lucruri doar de genul ăsta. Doar atacul Mârșava al celor de la Antena 3 prin 2007. Bun, ne oprim aici. Vă doresc succes, domnul președinte Neamțu, pentru că abia de astăzi ați fost botezat, ca să spun așa, în ale politicii. Este momentul cel mai important pentru un tânăr intrat în politică să dovedească partenerilor, opiniei publice, deja vă tremură genunchii, că veți fi votat. Deci pariul următor trebuie să luați 51% ca să nu veniți la nașul spune, domne, am câștigat, dar n-am intrat. Pentru că la nașul vin doar învingători. Mult noroc. Mulțumesc mult. Luăm o scurtă pauză. De fapt, nu luăm, dar nu ia Grigore Cartianu. N-am ce să fac. Ne oprește emisiunea în 30 de secunde dacă nu ieșim. Dar eu zic că și merită să oprească, pentru că are o ediție foarte interesantă. Lidia Bodea, director general Humanitas, este invitată și Grigore va purta o discuție legată de câștigătorul premiului Nobel, despre Cărtărescu. Știți că a luat un chinez, nu? Un chinez a luat, da? Un chinez, dar nu Goian, ci Moian îl cheamă. Știu mai multe, probabil, cei de la Cronica de Noapte. Noi ne revedem mâine. Mâine avem ediția aia? Mâine neapărat să avem o ediție specială. De la ce oră, colegii? 21. Mâine, dacii mei sunt mâine. Dacii sunt la 10, deci să nu-i pierdeți. Și evident ne revedem duminică seara în direct. Până atunci, dar nu numai până atunci, ci forever, să fiți uniți.